Ok, deci salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Audio și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod de carier cu Atlanta United în La Liga, da? Meci foarte important împotriva Realului, iar apoi avem ultimul meci din grupele Champions League, să vedem dacă termină pe primul loc sau nu, da? Avem toată echipa full forță, așa. Wow, și Realul a început tare, iar acum Kylian Mbappé. Uitați-l pe Mbappé ce pleacă, scapă de un adversar. Wow, și de al doilea însă, al doilea faultează. Incredibil ce a făcut acolo Mbappé. Și dacă doriți în continuare această serie, nu ezitați să apăsați și voi pe butonul de like și subscribe. Da. Și, nu știu, episodul ăsta îl fac destul de târziu, trebuie să plec și eu în foarte puțin timp la liceu. Și, na, am zis să filmez episodul, să nu vă lasați fără episod și sper să apreciați asta. Timo Werner, jucător care a marcat contra noastră în... Nu știu ce manci, nu știu ce meci, dar știu că am marcat sigur. De ce urcă atâta Foden? Asta e întrebarea mea. S-au mutat iar pozițiile? Nu. Și dacă n-ați observat din episodul anterior, am schimbat formația, jucăm într-un 4-3-3 atac, da? Să fim mai ofensivi, ce să zic. Mamă, cât de aproape a fost să oprească pe aia Arnold. Oh, nu cred, n-a dat? Nu cred. Oh my god, nu se poate, nu a dat penalti. La cea intervenție a lui Eder Militao. Eder Militao care va ajunge la Real din vară. Și nici aici nu dă fault. Holy fuck, ce are arbitru Echior. Trăiască tot Babilionul, două faulturi clare. Bă, eu recunosc, frate, că nu vreau să fiu de ăsta bulangiu. A fost și la... Când l-a faultat Eder și acum. Dar poate chiar n-a fost. Te gândești la chestia asta? Mamă! Ce-a scăpat, ce și-a bătut joc de fază, bă, băieți. Ce și-a bătut joc de fază. Haide, haide, haide. Moise Kean aleargă acolo. Ajunge la balon. Înaintea lui Varane pasează către... Da. Către Foden, dar Kroos a fost acolo. Hai că am înnebunit și dau pe ultra-attacking. Pentru că nu se mai poate așa. Trebuie neapărat să câștigăm acest meci. Dar nu trebuie să obosim jucătorii pentru că după avem meci foarte important în Champions League, da? Ultimul meci din grupă. Da, e cam înțeles, ăsta nici n-a atins mingea și de offside. Uite și tu, a schimbat iar formația, mâncați-a și gura ta. Mamă, mi-a ca porazna, ești nebun. Așa. E perfect. Foarte bun tehnicul lui Marin acolo. Oh, și scoate Lunin. Fostul portar al celor de la Real însă a venit la noi. Cred că o să-i prelungim contractul dacă ne înțelegem. De fapt, dacă câștigăm grupa și depinde de ce bani luăm, o să prelungim din contracte și Lunin o să fie clar primul. Dar probabil va cere foarte mulți bani. O să încerc să reușesc să-l scot și-o mai moca. Hai că am înțeles dacă e. N-a avut o ocazie, bă, meciul ăsta, o ocazie. Dar știi cum e, noi avem puține ocazii și marcăm. Dar avem și defensiva foarte bună. Cred că o să avem anul ăsta cea mai bună defensivă din La Liga.
față de anul trecut. Anul trecut era acolo fundaș stânga Hernandez. Acum Hernandez a venit la noi și joacă fundaș central. Și cred că vom avea cea mai bună apărare în acest sezon. Marin deja nu mai poate, se vede că are overall-ul mic. Nu știu, parcă le-aș da, dar parcă nu le-aș da. Pentru că omul efectiv nu mai crește. Și asta e iurea. Față de Wings care crește, Marin nu crește. Și Realul a fost pe noi, efectiv. Fiți atenți. Mamă, ia uite și tu. Nici posesie. Nici la pas acurate. Mă rog, cum se zice, așa, așa zice în show. La acuratețea paselor. Băi, băjeți. Kylian Mbappé. Intră acum în careu Mbappé. Oh my god, nu se poate, lovește bara Mbappé. Dintr-o poziție foarte grea. Oh, și cei de la Real au greșit acolo, dar Kane nu profită de greșeala lor. Oh, ai de bă, Kane. Ești mare Kane pentru noi, ești nebun. Pam, pam. Kylian Mbappé. Oh, nu, și Kroos intervine acolo. El oprește pe Mbappé. Mamă, ce liber era Werner. Următorul meci al celor de la Real este în grupele Champions League contra lui AC Milan. Uite, ăștia au meciuri grele față de ce am avut noi în ligă. Ok, se lasă legea avantajului foarte bine acolo. Mbappé. Oh, ce ocazie are acolo Kylian Mbappé și Kovacic ia galben, clar. A fost faul de galben, ce te caci atâta pe tine. Ninge către Eder Militao, însă acesta n-a mai ajuns la ea. La ei a intrat Hector Bellerin, da? În locul lui Javi Hernandez. Ia și cine mai intră? Este Ceballos și intră Isco. Ok. Avem meci greu la Napoli. Și Realul are în Italia și noi avem tot în Italia. Hai, că am înțeles dacă e ce pasă bun a dat. Și Mbappé a dat-o la fix. Dacă e. Mamă, ce a scăpat Bellerin. O, dar foarte proastă pasă acestuia. Haide, Nicolo Zaniolo. Mamă, bu! Cum coaie în halul ăsta? Mamă, ne-au dat gol și e problemă mare, e problemă mare. E problemă mare. Intră Luka Jovic și îl băgăm și pe Alphonso Davies. E problemă mare, mare. Fii atent și mai fac o fază. Fac așa. Iar acum fac așa. Bum. E mai ok așa. Hai pe ei, hai pe ei. Alphonso Davies ne-a mai salvat odată. A intrat și știu că a dat gol parcă cu Barça în episodul anterior. A intrat și a marcat. Haide Davies, Alphonso Davies, Davies. Mamă, ce a făcut acolo Alphonso Davies. Oh, însă Varane îl blochează foarte bine și avem corner.
Acum Mbappé bate foarte bine. Oh, însă prinde lovitura de cap a lui Eder Militao. Costa Rica anul Navas, iar acesta trage de timp că na. Tot Timo Werner marchează în poarta noastră și asta e iurea. Bellerin, Bellerin. Iese acolo Lunin. Însă este foarte bine Arnold și prinde Lunin, haide. Hai măcar egal să facem. Bun, bun, bun. Alphonso Davies, scapă Alphonso Davies, Alphonso Davies, Alphonso Davies. Oh, nu se poate, nu se poate. Ce intervenție are acolo Keylor Navas, nu se poate. Incredibil cum apără Keylor Navas. Incredibil. Spui că e de pe altă planetă. A apărat și în această repriză șuturile lui Mbappé. Foarte bine a ieșit acolo Lunin. Hai de ultima fază probabil. Da, și ai că am înțeles, am pierdut meciul. Este clar că am pierdut acest meci. Trebuie să ne axăm pe meciul de Champions League. Ne-au dominat și i-au câștigat clar. Hai de gata. Da, dar am fost pe ea doar repriză față de prima în care n-a avut niciun șut, nimic, nimic, nimic. Și fii atent dacă simulăm și pierdem, cred că avem gol averajul, fii atent. Am 12 goluri, n-are cum. N-are cum. Și fii atent ce face. N-are bunică, ce ești un nebun. N-are ce să ne facă. Așa, îl lau și pe Draxler Napoli. Deci nu se joacă Napoli. Oh, Player of the Mount Wings. Interesant. Nu știu dacă mai ai avut până acum un Player of the Mount. Harry Winks care chiar merită, frate. Un jucător acolo care își face treaba. Nu e cu nebuneli, chestii, trestii. Și da, avem meci foarte, foarte greu contra lui Napoli. Ar trebui să marcheze 8 goluri ca să ne scoată Fenerbahce, care probabil o bate clar pe Dinamo Kiev. Haide. Dar Under nu este nici pe bancă la ei. Ce au făcut? Milik, Mbappé și 3 la 2. Bine, victorie și ne calificăm. Ne calificăm de pe primul loc 3 la 2. Este foarte bine. Să vină banii din Champions League. Acum. Uite-l pe Rupul Eminescu ce reflexe are, ce diving are. Dar poziția aia e aiurea, îl strică. Meci greu contra Valenciei, dar tot pe primul loc suntem. Chiar dacă ne-a bătut Realul. Ok, hai să vedem cu cine picăm. Acum cred că o să aflăm, da. Uite că apare și acolo. Și picăm cu... A, n-arată cu cine picăm. Ne-am luat țeapă. Cred că arată, bă. A, nu, uite aici e meciul. Și cât luăm? 28 de milioane, cam așa. Forță. Dar încă n-au intrat banii, ce să vezi. Și noi trebuie să prelungim contracte, multe contracte. Hai că dăm sim aici. Dar o să schimb ceva. Așa. Așa. Și altceva nu cred. Poate o Ghendouzi. În locul Marin și e perfect.
Guendouzi, care cred că va intra din primul 11 în următorul sezon. Acesta cred că e ultimul sezon care rezervă pentru Guendouzi, francezul care evoluează din ce în ce mai bine. Și hai să vedem ce se întâmplă. Zero Davis, foarte bună alegerea mea, că le-am introdus. Mbappé marchează din nou și încă o dată și dublă și marchează și Eder Militao, unicul Kylian Mbappé, care se vede, frate, se vede că este liderul echipei. S-a tras la sorți sau ce? Da, s-a tras la sorți. Hai să vedem și în Champions League cu cine am picat. Și în Champions League jucăm contra lui Arsenal, da. Meci dificil. Și Realul urcă pe 2, uite, asta e o problemă foarte mare. Guendouzi crește și Lupul Eminescu crește. Și poate chiar de acum, dacă o să mai crească încă un punct, o să fie titular Guendouzi. Pentru că Marin efectiv nu crește. Panathinaikos, what the fuck, man. Așa, Slavia, Wolfsburg, Inter Monaco, așa. Inter Monaco ăla pare foarte interesant, în rest meciuri slăbuțe. Nu le-am văzut exact pe toate, dar zic așa. Păi tu și așa o să pleci, prietene. Milan, Liverpool, holy fuck, Dortmund, Atletico, PSG, Real, United, Barca, Real Life, așa. Și după n-am, cred că astea sunt. Mă rog, pe noi ne-au extras ultimii, cred. Așa. Unul la unul, nu-i problemă. A marcat Kabako și la următoarea fază a egalat Moise Kean. Foarte tare. Meci de cupă. Parcă și odihnit, dar parcă nu, că nu e o echipă așa, no name. Și fii atent cum abordăm acest meci. Așa, deci îl abordăm așa. Schimbăm Foden. Băgăm și Marin. Nu știu dacă să-l bag sau nu pe Lupul Eminescu. Asta va fi de văzut în retur dacă o să câștigăm. La diferență o să intre și ăla în retur. Da, lasă-l pe ăsta. Și așa nu e mare pierdere José Hernández ăla. Pe mine mă interesează Lunin. Să intre banii ăia odată. Nu știu efectiv când intră, ești nebun. Și în ultimele 6 luni de contract. Dacă mi-l ia cineva acum, am belit-o cu aia. Așa, haide să mergem să antrenăm jucătorii. Best defender. O, e și Arnold acolo. Dacă Casemiro, de ce se pune la defenders? What the fuck? Uite, crește și Mbappé puțin acolo la long shot și la finishing. Oh, Mbappé-ul. Oh, și avem și Foden și Sancho la cei mai buni mijlocași. Forță rău. Scuze, scuzați-mă, băi băieți, că v-am distrus urechile, dar am strănut așa, n-ai ce să faci. V-am distrus urechile, efectiv. Hai că nu e ca și cum am ăsta. Eu vreau să pleci pe Kierer. S-a întors din loan, iauzi. E bine că a plecat și ăla. Asta vreau să plece, frate. Mamă, 63 de milioane, ești nebun. O sumă mare, dar dacă nu de 80, nu-l dau.
Așa, e să mai fac niște chestii aici la club. Uite. Atu, transfer list. Și unde scrie, frate, că în ultimele luni? Uite, în 6 luni, frate. Să văd dacă mi-au venit banii din Champions League. N-au venit cu aia, băga mea și pula în morților. Bă, ce iure, frate, să n-ai bani. Haide. Meciul de cupă. Vreau să-l vom pe ăla neapărat. 1-1, marchează Marin și Lăi Silva ăla. Deci o să fie interesant returul. Bă, dar nu zice nimeni să-l ia, ești nebun. Meci contra Girona. Așa, hai. 18 milioane, nu vreți și voi la 20? Hai, că e ok. Acceptăm, hai să se ducă să scăpăm de el. Pentru că vreau să iau niște jucători foarte interesanți din vară, nu de acum. Încă un punct pentru lupul Emilescu care crește de rupe, frate. Crește ăsta. Deci e nebun băiatul dacă ajunge la 80 overall până la finalul sezonului, e forță. Gen, dacă pleacă Luni, n-avem cu cine să-l înlocuim. Și Zaniolo crește ușor, ușor. Așa. Și ok, echipa. Așa, și haideți să băgăm meciul ăsta și meciul de cupă. După nu știu dacă am ceva meci interesant, dar o să dau sim. Oh, și Realul trece pe primul loc, dar are meci în plus. A făcut egal doar. Nu cred că Foden deja s-a rupt. 1-0, 3-1 câștigăm Mbappé, Winks și Kean. Deci nu cred că deja s-a rupt. Din minut 1 să vezi și tu fază. Am zis să-l titularizez și omul deja s-a rupt. S-a rupt în fițe, s-a rupt în bășini. 3 zile, nu-i problemă. Ok. Da, bravo, mă, eu îl iau în perioada trecută de transferuri, adică iarna trecută, acum un an, și voi îl vreți. Cu 15 milioane mai mult, da. Nu îl dau pe Grimaldo. Pentru că după să zici, poate îl trag pe Hernandez, dar pe cine pun fundaș central? Managerul anului, Guardiola. Cum dracu să fie, mă, la managerul anului? Păi dacă ăla e managerul anului, eu ce mai sunt? Așa, ăla e rupt. Mamă, ce ai făcut, prietene? Hai că-l pun pe bancă. Ăla, Iorgu Popa o să fie rezervă dacă pleacă Kjaer. Mai dracu, nu se mai înțeleg. Și jucăm cu aproape prima echipă în afară de Zaniolo, da? Pentru că vrem să trecem mai departe. Contează foarte mult acei bani. 1-0, simplu Mbappé, din penalti cu omul în minus. Și trecem mai departe greu, dar trecem. Nu avem cupa câștigată până acum, dar dorim să o câștigăm și suntem la 3 puncte de Real, deci e foarte bine. Nu cred. Da, nu-i problemă. Dar nu cred cu ei în campionat, serios. Posibil ultimul meci al lui Eder Militao. Al lui Timo Kjaer, pardon. A, da, și l-am lăsat și pe bancă ca prostul. E forță, Mario. Iorgu Popa, care cred că va ajunge destul de interesant acest player. Da.
Deja am filmat foarte mult. Hai că dăm, sim și o să mai dau eu off-camera la alte meciuri, sim să vedem ce și cum. Unu, zero deja. N-ai de cu 2 să terminăm. 3-1, bun. Tripleta de Haur, cum s-ar spune. Și da, băi băieți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. O să mai dau eu sim off camera la meciuri de astea neimportante. Da, eu am fost 007 Mati, eu mulțumesc pentru vizionare, pa. Da, băi băieți, așa ca de final de episod am niște surprize pentru voi. În primul rând, haideți să vă arăt ce am făcut la meciuri. Nu. De la Betis, așa. Am făcut win aici și aici am făcut win cu rezervele. Aici am făcut drop pentru că am jucat mai mult cu rezervele deoarece avem meci cu Barça în semifinale. Și fiți atenți aici ce am făcut, băi băieți, ce transferuri am făcut. De fapt, pre-transferuri. Le-am vândut în primul rând pe Kjaer, pe Tilo Kjaer. Și am făcut două pretransferuri, Milinkovic-Savic și Dybala, incredibil. Și am prelungit contractul lui Lunin, Sancho și Lupului Eminescu. Da, eu zic că s-a meritat și că a fost o perioadă de transferuri foarte bună. Deci o să betonăm mijlocul acolo, nu o să mai dăm nimic, asta e clar. Nu știu, poate dacă mai reușim să luăm un left winger, să defilăm la anul, ar fi perfect. Așa, și ce să zic? Acum o să avem meci în semifinalele cupei cu Barça în tur. Hai că dăm sim la ăla. Wow, James Rodriguez la Man City. 78.000 de milioane, ok. Iorgu Popa a mai jucat și el acolo. O să fii și tu pe bancă acolo în locul lui Keller. O să trebuiască să luăm un vară fundaș de rezervă. Îți dai seama, Serghei Milinkovic-Savic are, frate, stai. Ok, echipa. Are 90 overall și Dybala are 94, deci incredibil. O să rup acolo la mijloc. 1 la 1 e ok, o să joc returul. Da, voi băieți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario, pa!